Ca în fiecare an, în preajma zilei de 1 decembrie, dar mai ales anul acesta, pentru că se anunță o vacanță prelungită de 4 zile, oamenii legii vor fi mai vigilenți ca niciodată. Și de la structurile de ordine publică vor patrula pe străzi, vor efectua controle în echipe mixte cu cei de la ISU Vlașca, OPC și Direcția de Sănătate Publică, atât în zonele de alimentație publică, baruri, târguri și oboare. Și cei de la rutier vor monitoriza atent traficul giurgiuvean. Însă cea mai mare mobilizare de forțe va avea loc marți de Ziua Națională a României. Jandarmi, pompieri, militari, alături de alți 600 de polițiști din diverse servicii se vor afla pe platoul din fața primăriei la festivitățile organizate de autorități. În această mini-vacanță, respectiv în perioada 28 noiembrie-1 decembrie anul curent, media polițiștilor în fiecare zi va fi de 115, care vor acționa cu peste 60 de mijloace auto. Polițiștii vor fi de la toate structurile operative ale Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu, vor acționa în sistem integrat cu celelalte forțe și structuri ale Ministerului Afacerilor Interne. Pentru că aproape toate discotecile din Giurgiu au fost închise, polițiștii spun că cei care obișnuiau să frecventeze astfel de locuri se vor orienta automat către baruri și restaurante, așa încât vor organiza razii în special în mediul rural. Și comercializarea de pirotehnici a produselor din carne sau de animale vii va fi în atenția oamenilor legii. Activitățile sunt desfășurate atât pe linia prevenției cât și a combaterii infracționalității, iar în ziua de 1 decembrie, având în vedere că așteptăm pe raza municipiului Giurgiu un public numeros la manifestările prilejuite de Ziua Națională, defilare și celelalte activități organizate de autoritățile locale, numărul polițiștilor va fi suplimentat.